Când cineva ți este foarte drag și mai ales când acel cineva se află la mare depărtare de tine, nu ai decât trei variante prin care să iei legătura cu acea persoană. Prima, poți să-i trimiți o scrisoare, dar asta durează ceva mai mult, adică câteva zile. Sigur, poți să-i dai telefon și auzi vocea imediat, sau a treia variantă, îi trimiți o telegramă. Eu cred că telegrama este cea mai bună metodă de a intra în contact cu persoana dragă. Întâi, pentru că telegrama poate fi citită, recitită, strânsă la piept, eventual, nu știu, sărutată. Mă rog, câteva rânduri bine plasate într-o telegramă pot face minuni. Și când te gândești că în ziua de astăzi ești o invenție și mai mare, pentru că nu trebuie să te mai deplasezi până la poștă. Nu! Pui mâna pe telefon, fiți atenți aici, formezi 057, apelezi și aștepți. Vedeți ce simplu e. Sună. Sper că nu stau mult. Ia uite, frate, sună. Și după aia sună ocupat, da, nu, numai la noi se putea întâmpla chestia asta, nu plecați, deci 057, apelezi și aștepți, trebuie să răspundă, nu se poate. Sună. Iar frate. Nu răspunde, evident, că de ce răspunde, adică... Alo, telefonista 13, ascult. A răspuns. Telefonista 13, bună seara, ați răspuns în sfârșit. Ce bine. Vă rog, aș dori să te mișo o telegramă. Locum? Locum? Loco sau în provincie? Ah, la Târgoviște. Târgoviște. Strada. Strada, imediat că am notat aici... Rămurele. N-am înțeles. Rămurele. Domnule, știi ce zic pe litere? Doamnă, este cam poezia aia. Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună, noapte bună. Am înțeles, e strada păsărici. Păsărele, pardon. Doamnă, ce păsări? Nici o păsărică, nici o păsărea. Strada Rămurele. Oh, am înțeles. Strada Rămurele. Așa. Numărul. Numărul, imediat că notați în și asta. Așa, bun. 25. 25. Codul. Codul. Codul, da. Stați așa că... Nu știu. Cum adică nu știți? Păi nu știu, nu am notat aici, nu, n-am... Hai, domnule, nu mă lua pe mine așa, că mă prind. Matai, vrei să plătești mai puțin. Zi pe nume. Doamnă, cum să spuneți așa ceva? Nu vreau să... Pe... Dar codul, nu este... Hai, numele. Numele, Edith. Da, n-am înțeles. Edith, doamnă, știți ca cântărea... Domnule, hai tot pe litere, da? Pe litere, mai simplu. Bine, doamna, pe litere. E de la X Europa. Da, E. D de la Dâmbovița. D, da. I de la I de India. I. Și da. T de la Timiș. Pardon. T de la Timiș, da. Da, Timișul da. De sus sau Timișul de jos? Mi-e indiferent. Bine. Edith de la Timișul de jos, am înțeles. Nu, doamnă, nu Edith. Edith de la Târgoviște. Ce importanță are, domnule?
Cum, doamne, ce importanță are? Eu iubesc pe Edi de la Târgoviște, nu pe Edi de la Timiș. Bine, domnule, bine. Edit de la Târgoviște, poftim. Așa. Numele de familie. Popescu, cu P de la... Am înțeles acum, domnule. Edit Popescu. Așa. Da, textul. Bun, textul, în sfârșit. Da. Deci, draga mea dragă. Draga mea și dragă. Da. Dar n-ar fi mai bine dragile mele? Doamnă, vă rog să scrieți cum spun eu. Draga mea dragă. Mă rog, cum ziceți? Da. Draga este mea așa. Dragă. Da, 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 da. Draga mea și dragă de două ori. Ori doi. Nu, doamnă, nu ori doi, o singură dată. Bine, domnule. Ori unu. Da. Așa. Mai departe. Mai departe. Ascult, marea, te iubesc. Ascult, marea, te iubesc, da? Ce mai v-am scris aici? Ascult. Hai, domnule, odată, că mai așteaptă și alții pe fir. Hai. Iertați-mă. Mă rog, deci spuneam. Orașul e pustiu de când ai plecat, dar statuia așteaptă în același loc. Orașul e pustiu de când ai plecat. Păi cum adică de când ați plecat? Păi dacă ați plecat, atunci cine așteaptă? Nu înțeleg. Păi cum cine? Statuia. Ah, am înțeles. Aștept ca o statuie. Nu aștept ca o statuie, că nu eu aștept. Statuia așteaptă. Păi și dacă nu așteptați dumneavoastră, atunci de ce scrieți, domnule? Nu înțeleg. A, doamna asta mă privește personal. Bun, treaba dumitare. Doamnă, nu știu dacă înțelegeți, dar e o metaforă. Statuia așteaptă ca o metaforă. Da. Doamnă, nu statuia, nu, metaforă este ce v-am spus eu dumneavoastră. Nu trebuie să scrieți asta acolo. Domnule, dar nu mie trebuie să-mi spui nimic. Spune lui Edith aia, lasă-mă pe mine în pace. Ce treabă am eu? Pe asta încerc să fac. Mă rog, scrieți. Da. Dar statuia așteaptă în același loc. Ca o statuie în același loc. Da, mai departe. Ovidiu mă privește. Ovidiu mă privește. Care Ovidiu? Ovidiu și mai cum? Publius Nasto, e bine? N-am înțeles. Pe litere. Da. Iar pe litere. Mm-hmm. E de la proteză. Da. Așa. U de la uf. U, da. B de la borcan. Curcan? Cum, doamnă, B de la curcan? Curcan? B de la borcan. A, borcan, B, da. Așa, L de la, nu știu de la ce, L de la... La lună, na. Așa, de la lună, foarte bine. E așa, deci am înțeles, e Publius Nas, da, Publius Nas. Nu, nu Nas, Naso, cu O. Oh, Naso, Naso, cu O. Da. Corect? Corect, corect, corect. Așa. Bun. Mă privește. Cum adică vă privește? Păi dacă vă privește, eu ce scriu mai departe? N-ați înțeles, doamne. Vă rog să scrieți cum spun eu acum. Ovidius Publius Naso mă privește. Mă privește, da. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. De trei ori? Da, de trei ori. Aha. Păi știți că e 50 de bani cuvântul? Știu. Și știți că reducere e doar până la 11 cuvinte? Da, doamnă, știu și asta. Poftiți, dacă mai vezi, mai puneți încă de două ori te iubesc. Na. Da, n-ar fi mai bine să luați o cutie de bomboane și asta e una povestea? Ce atâta turavură? Telefonista trebuie să nu mai pot. Dacă nu pui încă de două ori te iubesc, fac scandal. Fac reclamație. Bine, domnule. Notat.
Ori? Emilian, Emilian. Asta e semnătura? Da. Bă, dar ce... Bun, să vă citesc textul. Aoleu, stați așa. Vai de cap, m-a lăsat sarmalele pe foc. Doamne, miluiește-mă. Hai, domnule, odată, că mai așteaptă oameni pe fir, n-ai înțeles? Incredibil așa ceva. Doamne, ferește. Nu face femeia asta să fie extraordinar. Alo, mai sunteți? Alo? Era să nu mai fiu, dar în fine. Textul. Iertați-mă. E așa. Spuneți, vă rog. Draga mea, dragă, virgulă, da. O singură dată, punct. Ascult, marea, virgulă, te iubesc, virgulă, orașul e pustiu de când ai plecat, virgulă, dar statuia așteaptă ca o statuie, punct. Ovidiu Publius Naso, o, mă privește în același loc, punct. Te iubesc, virgulă, te iubesc, virgulă, te iubesc, virgulă, plus de două ori te iubesc, punct. Emilian, punct. Aia. Aia, da. Mulțumesc, ce să zic, e foarte, e... Cu plăcere. Costă 23 de lei și 50 de bani. Dar părerea mea de femeie e că tot mai bine îi luai o cutie de bomboane și terminai povestea, domnule. Ce atâta telegrame? Trăim în secolul XIX? Doamne. Telegrama 13. Tu cu părerea ta de femeie să iei cutia de bomboane să... Oh. Cine simțit e? Ia uite, mi-a închis și telefon. Mare porc. Trebuie să mă relaxez. Vedeți, voi. Vedeți cât de simplu este să trimiți o telegramă în secolul 21. Mai bine ții bilet la tren, chiar și pandemie.